Nu scapi ușor de grăsimi abdominale dacă prezinți această condiție. Practic, este o condiție, o stare în care organismul nu mai răspunde la fel la o comandă, așa cum o face în mod normal. Și ca să înțelegi mai ușor, gândește-te la rezistența la antibiotice. Când un microb sau o bacterie care a produs o infecție în organism nu mai este sensibilă la un antibiotic, nu mai este omorâtă și infecția nu trece, ba dimpotrivă se agravează. Atunci, tendința este ca să se crească doza, să se administreze și mai mult antibiotic. Bacteria nu este omorâtă, ci devine și mai rezistentă. Când o bacterie devine rezistentă și nu mai este omorâtă de un anumit antibiotic? Când a fost expusă de prea multe ori, prea mult timp, la acel antibiotic, adică când s-a făcut abuz de antibiotice. Bacteria s-a obișnuit și nu-i mai pasă. Același lucru se întâmplă cu celulele din organism care au fost expuse prea mult timp la nivele ridicate de insulină. Celula este burdușită de glucoză și nu mai ascultă de comanda insulinei să mai preia, nu pentru că nu mai are chef, ci pur și simplu nu mai are unde. Devine rezistentă. Apare insulinorezistența. Ceea ce va face ca pancreasul să producă tot mai multă și mai multă insulină, în speranța că va înfrânge această rezistență. Nu se întâmplă asta. Consecința este că glucoza rămâne în sânge și glicemiile încep să crească. De la 80 de miligrame pe decilitru dimineața, apoi ușor înspre 90, înspre 100, încet, încet se îndreaptă înspre diabet. Într-un mod liniar, cu creșterea nivelului de insulină și agravarea insulinorezistenței. Expunerea prelungită a organismului la nivele ridicate de insulină a dus la insulinorezistență. Exact ca la antibiotice, nivelul de insulină a ajuns să fie ridicat și să se mențină așa datorită fluxului și abundenței de glucoză. Niciun organ nu scapă neafectat de fluctuațiile glicemiei, care, atenție, nu trebuie să fie valori de diabet pentru a produce daune, nici pomeneală, cum niciun organ nu scapă neafectat de insulinorezistență. Foarte multe persoane cred că dacă au glicemia normală și consideră normală orice valoare mai mică de valoarea de diabet, adică de 126, înseamnă atunci că sunt bine. Nu este adevărat și asta vreau să evaluăm acum, pentru că eu vă dau câteva exemple prin care organismul semnalizează dereglarea metabolică dată de fluctuațiile glicemiei și creșterea insulinei. Și încep cu cele mai elocvente semne. Grăsimea abdominală, pentru că dacă ai grăsimea abdominală, îți spun clar că un grad de insulinorezistență ai sigur. Grăsimea abdominală îți crește riscul de 80 de ori de a face diabet. Al doilea semn, slăbești greu înspre deloc, dureri de cap, urinări frecvente, mai ales nocturne, insomnii sau treziri nocturne, acnee și ten gras, tulburări de vedere, reflux gastroesofag, infecții urinare sau genitale frecvente, calcul sau pietre la rinic sau vezica biliară, stări de anxietate sau depresie, palpitații. Sunt multe semne și simptome și o persoană de rând care nu cunoaște se gândește la cu totul alte boli, de regulă mai grave, când de fapt ele sunt în contextul acestei dereguli metabolismului, a rezistenței organismului la insulină. Cele mai cunoscute boli care derivă de la insulinorezistență sunt diabetul și sindromul ovarelor polichisice. Însă, bolile cardiovasculare tot de la această condiție pleacă, boala Alzheimer la fel, cancerele și câte și mai câte.